În perioada situației de urgență, chiar dacă publicul nu a avut acces în instituție, Muzeul Municipal Călăraș a continuat să primească donații. Mai multe informații primim de la Florin Rădulescu, șef serviciu municipal pentru promovarea patrimoniului local. În această perioadă am avut surpriza să primim de la călărășeni destul de obiecte. Am primit un magnetofon vechi pe lămpi și o pendulă de la Eugen Negoiță. Am primit o mașină de cusut și un tablou de la Marcel Frunzean. Am primit două paturi, unul de metal și unul de lemn de la doamna Olteanu. Plus niște elemente de război de țesut. Am primit aproape un război de țesut de la Răzvan Savu. Și am primit în custodie pentru expunere o motocicletă din 1957, un meze. E o bijuterie, o frumusețe. Tot în această perioadă, umblând pe marginea șanțărilor din Călăraș, am descoperit bucăți de granit folosite la pavarea străzilor, acum aproape 100 de ani, și am organizat un colțișor cu pavaj. De asemenea, am găsit pavele arse la temperaturi foarte înalte, pe care le-am pus în expoziție. Am colectat și elemente de stucatură de la clădiri care au fost demolate. Le aveam dinainte, dar acum le-am expus lângă paviment. Dorim să dezvoltăm o colecție cu materiale de construcții folosite în Călăraș, să spunem, în ultima sută de ani. Suntem în parcursul realizării celor necesare pentru deschiderea muzeului. Mai avem de făcut niște achiziții și vă vom anunța atunci când vom deschide prin intermediul biroului de presă al primăriei.